Amin. Orice scrisoare și pe care o scriem noi începe cu o introducere și se termină cu o încheiere. Suntem la sfârșitul unei epistole, unei scrisori și în cele două versete avem benedicția de sfârșit sau încheierea de sfârșit. Și prima expresie este Dumnezeul păcii, Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, Marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, să faceți voia Lui, ca să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Dați-mi voie pentru început să pun un semn de întrebare după expresia de început. Dumnezeul păcii? Nu trebuie să răsfăiești foarte mult Biblia de Genesa până spre Apocalipsa să vezi faptele sau pedepsele lui Dumnezeu și judecățile lui care de multe ori ni se par de neînțeles, complet nemiloase. Citesc un text din Ezechiel, capitolul 7, primele 4 versete. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, și tu, fiul omului, ascultă, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre țara lui Israel. Vine sfârșitul, vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării. Acum vine sfârșitul peste tine și ascultați cuvintele Domnului, cât de dure sunt. Îmi voi trimite mânia mea împotriva ta, te voi judeca după faptele tale, te voi pedepsi, ochiul meu va fi fără milă pentru tine. Nu mă voi îndura, te voi pedepsi și vei ști că eu sunt Domnul. Ce grele cuvinte, ce dure cuvinte. Dacă Dumnezeu a rostit astfel de cuvinte împotriva propriului său popor, nici nu mă mire faptul că față de neamuri Dumnezeu s-a purtat extrem de dur. Aduceți-vă aminte doar de intrarea în țara poporului Israel. Când Iosu a trecut Iordanul, porunca a fost clară, să treci prin ascuțișul săbiei pe orice bărbat, orice femeie, pe copil, pe bătrân, nimic să nu rămână. Te îngrozești când stai în prezența unui astfel de Dumnezeu. Dar poate că îmi veți spune, asta este în Vechiul Testament, foarte mulți rup Vechiul de Noul, pe Dumnezeul Vechiului de Dumnezeul Noului Testament. Ca și cum Domnul Iisus Hristos n-ar avea nimic cu Dumnezeul Vechiului Testament. Dați-mi voie să vă citesc începutul Evangheliei lui Hristos din Romani, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Observați, Evanghelia nu începe cu dragostea lui Dumnezeu, cu Jesus loves you, Dumnezeu te iubește. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Sau veniți cu mine la sfârșitul epistolei către evrei. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să se caze în mâinile Dumnezeului celui viu. Ascultați cum se termină capitolul 12, începând cu versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Să fiu foarte sincer cu voi, dacă un astfel de Dumnezeu mi-ar fi tată, aș fugi de el cât aș ști. Pentru că cine își dorește să stea în prezența unui foc mistuitor? De ce să fii la Dumnezeu, la un astfel de Dumnezeu? Și totuși, autorul nostru își începe benedicția de sfârșit de carte. Dumnezeul păcii. El este totuși un Dumnezeu al păcii. Aș vrea să vă duc înapoi în Genesa, acolo unde Dumnezeu l-a creat pe om și l-a așezat în grădina Edenului. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Eu cred că porunca a fost simplă, clară,
poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, afară de pomul acesta. Dumnezeu are dreptul să hotărască ce-i bine și ce-i rău și a zis, din pomul acesta să nu mănânci, în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Omul a luat, a mâncat, Dumnezeu în dreptatea lui ar fi trebuit să împlinească ce a spus. În loc ca Dumnezeu să-l omoare pe om, l-a pregătit pe propriul său fiu pentru moarte, ca jertfă substituționară pentru omul păcătos. Cred că tocmai despre lucrul acesta vorbește autorul epistolei acum în benedicția lui de încheiere. Dumnezeul păcii, și ascultați ce urmează, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor. Dumnezeul păcii care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor. Trei lucruri pomenește în încheierea sa. În primul rând vorbește despre moartea Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând vorbește despre învierea sa și în al treilea rând despre un legământ veșnic pe care el l-a oferit în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, numai prin moartea testamentarului se putea ratifica, se putea pune în aplicare un astfel de legământ veșnic. Lucrul acesta l-am învățat în Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 16. În adevăr, acolo unde este un testament, un legământ, trebuie neapărat să aibă loc și moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu are putere decât după moarte. N-ar avea nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. Iar dacă veniți în Noul Testament, în 2 Corinteni, capitolul 5, 17 la 19, Pavel vine și ne spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Imaginați-vă un Dumnezeu al războiului, al răzbunării, un Dumnezeu al pedepselor, al judecății. Dacă s-ar uita la mine cel păcătos, ar trebui să mă strivească. Ori Scriptura îmi spune, el a pregătit pe Fiul Său ca să se întâmple o minune în viața mea. A fi născut din nou înseamnă a dezbrăca toate straile vechi, a îmbrăca neprihănirea lui Hristos. Cum să nu fie Tatăl meu un Dumnezeu al păcii? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Adică Dumnezeu era, Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Un Dumnezeu al păcii, care a făcut pace cu noi în pofida faptului că l-am necinstit și că nelegiuirile noastre au călcat în picioare dreptatea Lui. Un Dumnezeu al păcii care l-a pregătit pe Fiul Său să moară în locul nostru și care era în Fiul Său, atârnat pe lemn, plătind pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Poate cineva dintre noi să spună că El nu este un Dumnezeu al păcii? Nu este un Dumnezeu răzbunător. Când citiți Vechiul Testament, gândiți-vă nu la capriciile lui Dumnezeu, ci la dreptatea lui Dumnezeu. N-am timp să iau acum în discuție toată istoria biblică, dar v-aș duce doar acolo, la cetatea Erihonului. Imediat după ce au trecut Iordanul, Iosua și oastea lui Israel, Dumnezeu le-a dat poruncă să cucerească Erihonul, să treacă prin ascuțișul săbiei, bărbați, femei, copii, afară de curva Rahav și cei din casa ei. Poate veți întreba, dacă deschideți la întâmplare în Iosua, Biblia, veți întreba, cine e acest Dumnezeu? Dragii mei, dați-mi voie să vă duc cu un jumătate de mileniu în urmă. Avram venise în țara Canaan și Dumnezeu i-a promis întreaga țară. În capitolul 15 intră în legământ cu Avram și îi spune, toată țara aceasta ți-o voi da ție. Dar nu acum. Peste 430 de ani, fiindcă nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Paharul încă nu este plin. Spuneți-mi, un Dumnezeu care așteaptă 400 de ani ca să-ți îndrepți căile, te așteaptă de 40 de ani sau de 4 ani sau de 14 ani și tu refuzi să faci lucrul acesta.
Are dreptul El, Creatorul, să vină să aplice dreptatea Lui peste viața ta? Cu siguranță. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Și atunci când în Apocalipsa El trebuie să-și reverse potirele peste pământul acesta, scoate pe toată lumea din prezența sa, templul se umple de fum, cântarea încetează și Dumnezeu plânge. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Dovada este crucea Fiului Său pe care a stat El însuși atârnat în Fiul Său. Spune, mai ai vreun motiv să fugi de El? Poate te sperie dreptatea Lui, dar gândește-te la îndelunga Lui răbdare, gândește-te la bunătatea Lui, gândește-te la tot ce a făcut El ca să facă pace cu tine și tu poți să te poți întoarce la El. Spuneți-mi, v-ați gândit vreodată ce ne-a oferit Dumnezeu prin moartea Fiului Său? În primul rând ne-a oferit acest legământ veșnic despre care este vorba în textul nostru. În al doilea rând a șters păcatele tale și păcatele mele. În al treilea rând a dovedit dreptatea lui Dumnezeu, plătind și împlinind legea lui Dumnezeu, iar pe noi ne-a făcut compatibil cu cerul, ne-a deschis porțile să ne putem întoarce acasă. Dar interesant este că în benedicția lui, autorul nostru adaugă la moarte și învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea nu era suficientă, doar învierea dovedește neprihănirea Domnului Iisus Hristos, doar învierea de putere morții lui Iisus Hristos să împlinească tot ceea ce trebuia împlinit. De aceea textul nostru spune, Dumnezeul păcii care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Dacă prin moarte avem toate aceste lucruri, imaginați-vă ce n-am avea fără învierea Lui. Ce ne-a oferit Dumnezeu prin învierea Domnului Iisus Hristos? În primul rând, pace cu Dumnezeu. Lui datorăm harul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos. Petru ne spune în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Avem naștere din nou, avem intrare în prezența lui Dumnezeu, unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Dacă n-ar fi un Hristos înviat și înălțat la cer, n-am avea un avocat la dreapta măririi, în fața completului de judecată ceresc. Iar atunci când ai un proces cu Dumnezeul cel Sfânt, ar fi foarte bine să-ți alegi cel mai bun avocat de pe planeta aceasta ca să pledeze cauza ta. El n-a pierdut încă niciun proces. Nimeni care vine la El nu este dat afară și nu este făcut de rușine. De aceea, prin învierea Lui și înălțarea Lui la cer, avem un mare preot care, trăind pururea, mijlocește pentru noi și desăvârșește mântuirea noastră. Cu alte cuvinte, datorită învierii Lui, avem nădejdea că într-o zi vom fi în prezența Lui Dumnezeu. Învierea Lui l-a dovedit pe El a fi egal cu Tatăl, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Învierea Lui l-a pus judecător și ne dă nădejdea că într-o lume coruptă, dragii mei, va fi o judecată dreaptă și o răsplătire dreaptă. Pentru că Domnul Iisus a înviat, s-a înălțat la cer, Îl putem mărturisi, Domn și Hristos pentru mântuirea noastră. Doar învierea Lui oferă nădejdea revenirii Lui și doar învierea Lui oferă nădejdea învierii noastre. Dacă Hristos n-a înviat, nu va fi nuntă și mire ceresc. Dacă Hristos n-a înviat, nu vom domni împreună cu El. Dar pentru că Hristos a înviat, dragii mei, porțile locuinței morților au fost biruite, dărâmate, iar porțile cerului au fost deschise și Duhul lui Dumnezeu a coborât să se lășluiască în inima noastră. Eu aș putea termina o scrisoare cu cele mai frumoase cuvinte, cu cele mai extraordinare urări. Întrebarea este, ce garantează împlinirea acestor urări? Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt ne-a fost dat din pricina morții și învierii Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, Ioan își introduce Evanghelia cu trei afirmații cadru legate de Domnul Iisus Hristos, de persoana Lui. În primul rând, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este Cel care a plătit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele.
Dar numai după ce păcatele au fost plătite și inima curățită, putea El să aducă pe Duhul Sfânt în inima noastră, să trimită pe Duhul Sfânt în inima noastră. Și El a putut face lucrul acesta pentru că învierea L-a dovedit Fiul lui Dumnezeu, numai Cel care L-a lungat pe om din grădină și a închis porțile împărăției, le putea redeschide. Scriptura ne spune că în seara învierii, în cea din tâia săptămânii, când ușile locului în care erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Știți de ce? Pentru că este prinț al păcii. Pentru că este Dumnezeul păcii. Le-a zis: pace vouă. Și după ce zice aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Prin învierea Lui din morți, Duhul lui Dumnezeu a putut coborî în inima noastră să împlinească ceea ce autorul epistolei către evrei ne urează tuturor. Și dați-mi voie să recitesc cele două versete. Dumnezeul păcii, crucea stă dovadă faptului că este un Dumnezeu al păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Marele, păstor al oilor, să vă desăvârșească în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Foarte interesant, Scriptura nu ne spune desăvârșiți-vă în orice lucru bun, faceți voia lui Dumnezeu și lucrați în voi înșivă ce este plăcut lui Dumnezeu, trăiți într-un mod care este plăcut lui Dumnezeu. Cu toate că autorul nu neagă, nici eu nu neg toate imperativele din Scriptură în care suntem chemați să facem aceste lucruri. Dar spuneți-mi, care dintre noi ar reuși să le facă fără prezența și ajutorul Duhului Sfânt trimis în inima noastră? Dumnezeul păcii, prin Duhul care locuiește în noi, să vă desăvârșească în orice lucru bun, să facă voia Lui, să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Toate acestea sunt posibile doar prin lucrarea Duhului Sfânt, pe care L-am primit în urma morții și învierii Lui. Urarea aceasta devine o realitate dacă Dumnezeu păstrează relația cu tine și tu cu El. Cu alte cuvinte, dacă lași pe Dumnezeu să împlinească pentru tine toate aceste lucruri. Azi dimineață am avut mărturii pentru botez și duminica viitoare ne pregătim pentru un botez. Și am făcut o urare celor care se botează. Și aș vrea să o priviți împreună cu mine și să rostiți amin, ca după binecuvântarea aronică pe care o rostim când ne aducem copiii la binecuvântare. Dumnezeul păcii prin Duhul Sfânt să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui. Lucrul acesta este adevărat și pentru noi, nu doar pentru ei. Dumnezeul păcii prin Duhul Sfânt să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui. Dacă Dumnezeu este Cel care trebuie să lucreze aceste lucruri în noi, să știți că Dumnezeu nu dă ajutor în orice fel de lucruri. Foarte mulți oameni sunt care își trăiesc viața în întuneric și care au în minte planuri rele și fapte rele și înainte să pornească, să și le pună în aplicare, fac o cruce, zice: Doamne ajută! Îmi pare rău, Dumnezeu nu ajută în împlinirea păcatului în viața ta. Nu este acolo în compromisurile pe care le faci în slujba ta sau în afacerile tale. Nu este acolo atunci când mintea ta se mișcă prin mintea ta se mișcă gânduri rele. Observați, Dumnezeul păcii desăvârșește în noi doar lucrurile care țin de împărăția Lui. Lucrurile care sunt străine de împărăția Lui, Dumnezeul păcii n-are ce să facă pentru noi, dragii mei. Dumnezeul păcii prin Duhul Sfânt să o facă desăvârșiți în orice lucru bun, în orice lucru după voia lui Dumnezeu, ca să faceți voia lui Dumnezeu. Al doilea lucru, Dumnezeul păcii prin Duhul Sfânt să lucreze în noi ce este plăcut și foarte important ce urmează prin Iisus Hristos.
prin Iisus Hristos. În primul rând este prin Iisus Hristos, pentru că doar prin El am primit Duhul lui Dumnezeu, nemărgita mărime a puterii lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând este prin Iisus Hristos, pentru că până și faptele mele bune sunt ca o haină mânjită. Dacă nu intru, dacă nu rămân în Hristos, ca noi în corabie, în mijlocul furtunii, nu pot să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeul păcii să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Dragii mei, dacă este cineva în Hristos, trăiește în ascultare de Duhul lui Hristos, nu de firea pământească. Și textul se termină cu singurul lucru care putea să termine, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Superbă urare de sfârșit de epistolă. Întrebarea mea este, ce garantează împlinirea acestei urări pentru mine, pentru casa mea, pentru tine? Am lăsat afară o expresie pe care o avem în text. Și expresia respectivă vorbește despre sângele legământului cel veșnic. Am spus, sunt trei lucruri în text. Este moartea Domnului Iisus, este învierea Domnului Iisus Hristos și este legământul veșnic pe care moartea și învierea ni le-au oferit. Garanția împlinirii tuturor acestor lucruri este veșnicia legământului. Veșnicia legământului. Dragii mei, noi facem înțelegeri între noi. De pildă, am făcut o înțelegere cu soția mea când am zis vreau să merg cu tine până la moarte. Ce se întâmplă când eu calc această înțelegere? Cu alte cuvinte, în loc să rămân credincios soției mele, o necinstesc lipindu-mă de o altă femeie. Până și Domnul Iisus Hristos spune, din pricină de prea curvie, divorțul este acceptat de Dumnezeu. Pentru că ai călcat în picioare legământul, legământul acela se rupe. Când e vorba de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi, este un legământ veșnic, un legământ veșnic. În Evrei, capitolul 7, versetul 21, Iisus s-a făcut prin jurământul celui ce i-a zis, s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis. Domnul a jurat, nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Iar capitolul 7, versetele 24-25 continuă, și fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Din perspectiva lui Dumnezeu, odată noul legământ ratificat, el rămâne în picioare, indiferent ce s-ar întâmpla. El rămâne în picioare, indiferent ce s-ar întâmpla. Ascultați-l pe Pavel cum își încheie Evanghelia, înainte să treacă în partea aplicativă. El vine și rostește cuvinte incredibile în Romani, capitolul 8, versetele 31-39. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? În fața faptului că prin sângele legământului cel veșnic, Dumnezeu a sculat din morți pe Iisus Hristos, Marele Păstor al oilor. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Și ascultați-l pe Pavel rostind exact cuvintele benedicției. Cine altul putea fi autorul epistolei decât el? Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat. Nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă zidire sau făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos,
Domnul nostru. În Iisus Hristos, Domnul nostru. Știu că pentru frații mei reformați este un text extraordinar de important. Și așa este, dragii mei. Dumnezeu a încheiat un legământ, nu ca legământul din tâi, legământul din tâi, spune, nici mie nu mi-a păsat de ei, ci un legământ veșnic cu omul prin lucrarea desăvârșită a Fiului Său. În Isaia, capitolul 53, este o profeție legată de lucrarea Domnului Iisus Hristos, de Cel care a murit în locul nostru ca să ne desăvârșească, să ne aducă să ne împace cu Dumnezeu. Iar în Isaia 54, în baza lui Isaia 53, ascultați cuvintele Domnului în versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea față de tine, legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă față de tine. În baza lucrării desăvârșite din Isaia 53, versetul 10 din Isaia 54 este adevărat. Ascultați-l pe Pavel reluând această idee în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13. Dacă suntem necredincioși, ăștia suntem noi, a sus, mâine jos. Dacă suntem necredincioși, totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui. Nu se poate călca pe sine în picioare, nu se poate tăgădui singur. Ce extraordinară veste bună! Dacă ați fi undeva pe mare și busola vi s-ar strica, ați căuta un singur punct fix pe cer. Cum îi spune? Nu știi? Un singur punct fix pe cer. Noi spunem steaua polară. Imaginați-vă cum ar fi când totul se mișcă, să n-ai un punct fix la care să te raportezi. Ei, punctul acela fix pe cer la care te poți raporta oricând, în orice situație ai fi, este credincioșia lui Dumnezeu, veșnicia legământului pe care l-a încheiat în Domnul Iisus Hristos. Poate că astăzi ești în mijlocul păcatului, trântit la pământ, ridică ochii, steaua polară este acolo. Te poți întoarce la Dumnezeu. Legământul este veșnic. Dumnezeu nu l-a retras de pe piață. Este valabil și pentru tine. Poți să-ți deschizi inima, te iartă dacă îți mărturisești păcatul. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Dragii mei, Dumnezeu a făcut un jurământ, a jurat pe sine însuși și nu poate reveni asupra jurământului său. Evrei, capitolul 6, versetele 17 la 20. Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului, veșnicia legământului în Hristos, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost numit mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Nu se poate tăgădui singur. Și de aceea, dragii mei, legământul acesta rămâne în picioare, indiferent ce faci tu sau ce fac eu. Dacă suntem necredincioși, spune Pavel, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Dacă aș vorbi olandeză, probabil că de la acest punct ar începe discuțiile între noi. Pentru că ce-am făcut eu, am scos un text din context și foarte mulți dintre noi facem un cec în alb din versete ca acestea. Dragii mei, faptul că Dumnezeu a făcut un legământ veșnic pe care nu-l retrage de pe piață, nu înseamnă că tu și cu mine vom profita și vom beneficia de el în orice condiții. Nu. Pentru că textul precedent, versetul 11, spune, adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Iar versetul 12 continuă, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el.
Dacă răbdăm ce? Răbdăm suferința, foametea, primejdia, sabia, din pricina numelui Său. Dacă ținem la Hristos mai mult decât la viața noastră, atunci vom și împărăți împreună cu El. Dar mi-e și groază să citesc rândul următor. Dacă ne lepădăm de El, ce spune textul mai departe? Și El se va lepăda de noi. Cu alte cuvinte, legământul este veșnic în ce-L privește pe El. Cu alte cuvinte, planurile Lui au fost făcute și El nu le retrage de pe piață. Dacă atâta vreme cât trăiești, ridici ochii spre steaua polară și te agheți de mila și harul Lui, ești mântuit. Dar Scriptura spune, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El, dar dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Lăsați-mi voie să mă întorc în Evrei. Autorul epistolei, după ce îl prezintă pe Hristos în cele mai superbe trăsături de penel, nu este o altă carte în Noul Testament să vorbească atât de frumos despre lucrarea Domnului Iisus. În capitolul 12 ne spune să ne ațintim privirea la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Iar în versetul 14 el continuă, urmăriți pacea cu tot și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. El și-a făcut partea, dragii mei, a încheiat lucrarea Lui, planurile Lui sunt terminate, nu lipsește o unghie din ceea ce era necesar ca legământul acesta să fie trainic și veșnic. Partea noastră este să lăsăm pe El să desăvârșească mântuirea prin noi și de aceea textul nostru ne spune Dumnezeul păcii să vă facă desăvârșiți, Dumnezeul păcii să vă dea puterea ascultării de El, Dumnezeul păcii să facă ca voi să prisosiți în orice lucru bun, să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu. Dimineața am făcut o urare pentru cei care se botează. Astăzi aș vrea să fac urare pentru noi. Îmi pare rău că nu pot vorbi în olandeză, dar textul s-a citit și eu n-am ce să adaug la el. Urare pentru noi toți. Dumnezeul păcii, și dovada faptului că este un Dumnezeu al păcii, o am în ceea ce urmează, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, Marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. Și spuneți-mi, a cui poate fi slava? Dacă toate aceste lucruri se împlinesc, doar a Lui. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne urăm unii altora, dacă poți merge o planșă în sus și să citim împreună textul, gândindu-ne la cel de lângă noi. Este o urare pe care ar trebui să ne o repetăm în fiecare zi, când ne așezăm la masă, când ne sculăm dimineața, când ne uităm în ochii copiilor noștri, când dăm mâna cu frații noștri, în nădejdea că Cel ce a început în noi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Citiți împreună cu mine. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, Marele Păstor al oilor, opriți-vă un pic. Cum ar fi să fac o rugăciune din partea aceasta? În loc de să vă facă, să începem cu să mă facă desăvârșit în orice lucru bun. Cum ar fi să spun ca să fac voia Lui? Cum ar fi să spun să lucreze în mine ce este plăcut prin Iisus Hristos? Dragii mei, până când nu mi-am făcut eu această urare, până când nu m-am deschis eu pentru lucrarea lui Dumnezeu, până când n-am înțeles că singurul răspuns pe care îl pot aduce la jertfa lui Iisus Hristos, la lucrarea Lui desăvârșită, este ceea ce îmi spune Pavel în primul verset din partea aplicativă, ca semn al recunoștinței să aduc trupul meu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea mea o cuminte, o înțeleaptă, o logică slujbă duhovnicească. Până când nu m-am așezat pe altar ca o jertfă vie, până când nu mă interesează în fiecare zi voia lui Dumnezeu și n-o simt bună, plăcută și desăvârșită,
Până atunci n-am ce ura nici celui de lângă mine. Dragii mei, noi urările le facem copiilor noștri prin viața noastră, nu prin vorbele noastre. Vorbele noastre au valoare și putere dacă sunt dublate de viața noastră sau dacă sunt susținute de viața noastră. De aceea citiți cu mine, în dreptul fiecare dintre noi, acest ultim verset. Să mă facă desăvârșit în orice lucru bun, ca să fac voia lui Dumnezeu, să lucreze în mine ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie numele. Haideți să te plecăm, să te rugăm. Doamne, îți mărturisesc am stat săptămâna asta sub zidurile Ierihonului, înconjurând cetatea 6 zile odată în fiecare zi. Și a venit ziua 7-a când chivotul și trâmbițele și preoții au pornit și noi pe urmele lor și am înconjurat cetatea de 7 ori și zidurile s-au prăbușit, dar pe urmă a venit porunca ta, treceți prin ascuțisul săbiei, bărbați, femei, copii, bătrâni, să nu lăsați nimic în viață. M-am îngrozit și am zis, ce fel de Dumnezeu poți fi ca să poruncești astfel de lucruri? Doamne, și până mi-am adus aminte de îndelunga ta răbdare, mi-am adus aminte de dreptatea ta, mi-am adus aminte de faptul că îndelunga ta răbdare nu este o veșnică răbdare și că judecățile tale sunt drepte și că tu răsplătești doar după fapte și că nimănui nu-i ceri socoteală de lucrurile pe care nu le-ai descoperit, în care n-ai fi vrut să-l ajuți, să-i întinzi mâna, dar când refuzăm cu obstinență tot ceea ce ne ceri și tot ceea ce ne dai, Doamne, la ce ne-am putea aștepta decât la o despărțire finală de Tine? M-ai obligat să mă întorc, să mă uit la crucea Domnului Iisus, să-mi aduc aminte că a murit în locul meu, a plătit păcatele mele și continuă să o facă până în ziua de astăzi și că avându-L ca avocat la dreapta scaunului de judecată ceresc, am nădejde să câștig procesul, să pot ridica capul, să mă pot uita în ochii tatălui meu, să-i pot mulțumi, să-l pot numi tată, să cad în brațele lui. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, și mulțumesc pentru Mângâietorul și Duhul Sfânt prin care ai venit să locuiești în inima mea. Și știu că lucrul acesta este adevărat pentru fiecare dintre noi. Doamne, știu pe de altă parte că toată Scriptura este plină de porunci pe care trebuie să-mi dau toate silințele să le împlinesc. Dar în același timp, știind cine sunt, știu, Doamne, că fără prezența și puterea Ta n-am absolut nicio șansă. Când sunt singur fără Tine, vreau să fac binele, răul care nu vreau să-l fac, asta fac. Și m-am și îngrozit de neputințele mele și strig, Doamne, în disperare, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este singura noastră nădejde, pentru că doar sângele Lui poate curăți inima mea, pentru ca motoarele cerului se pornească în viața mea și să pot trăi în sfințire și ascultare de Tine. Doamne, deschide-ne la toți inima cum au cântat copiii și cum am cântat împreună cu ei și adune aminte că ne-ai răscumpărat ca să fim ai Tăi, să vestim puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, nu prin vorbe goale și cântece, Doamne, care n-au nimic în ele pentru că nu-i viața noastră acolo, ci prin vieți transformate de Duhul Sfânt. Doamne, adune aminte să căutăm împreună cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și căutăm aceste lucruri deschizându-ne pentru lucrarea Dumnezeului păcii în noi. De aceea îți slăvim numele, te binecuvântăm și îți mulțumim. Amin. Amin.